Sportiva stelistă Lavinia Ionescu a cucerit 3 medalii la campionatele mondiale de sambo de la începutul acestei luni. În localitatea sârbă Novi Sad, Lavinia a câștigat aurul la juniori, argintul la tineret și bronzul la senior la categoria 80 de kilograme. Dacă la întreceri de juniori a mai participat, mondialul de tinere și seniori a reprezentat o premieră pentru sportiva în vârstă de 18 ani. Lavinia face sambo de la vârsta de 5 ani și își dorește ca în următorii ani să cucerească cât mai multe medalii de aur. Cum a fost întrecerea de la Novi Sad pentru tine? A fost o întrecere destul de grea, având în vedere că am participat la toate cele 3 categorii de vârstă, însă s-a terminat cu bine. Ce reprezintă pentru tine faptul că ai câștigat 3 medalii? Înseamnă munca depusă în acest an. A fost un an destul de dificil. Cum ai reușit să te pregătești în această perioadă? A fost greu. Ne-am antrenat o lungă perioadă de timp acasă. Ai câștigat la prima participare medalia de bronz la mondial la seniori. Care sunt, din punctul tău de vedere, diferențele față de competiția de juniori unde ai luat aur? Diferența a fost din punct de vedere al experienței, însă mi-am dorit foarte mult să câștig o medalie. De cât timp faci sambo? Fac de 13 ani, adică de la vârsta de 5 ani. De ce ales acest sport? Inițial, părinții m-au dus, iar eu am continuat din plăcere. După aceste 3 medalii, ce îți propui în anii următori? Aceleași rezultate, însă cât mai mult medalie de aur. Urmăriți mai multe materiale pe Steaua TV. Forța Steaua!